Emisiune susținută de Hills Development, dezvoltatorul cu peste 10.000 de locuințe construite în București. Dar să știi că e ceva mai rău decât taxele și impozitele. Nu mă crezi? Îți afectează veniturile chiar fără să-ți dai seama. Dacă comparăm cu toate celelalte țări ale Uniunii Europene, noi, ca și stat, suntem aproape paradis fiscal. Cu cât faci mai mulți bani, taxele devin din ce în ce mai mici. Sunt cele mai agresive modificări fiscale din istorie. Poate un om să beneficieze de suma asta vreodată în viața lui? Speram să nu mă întrebe așa ceva. Dacă nu ești plătitor de TVA, cel puțin, nu lucrezi cu tine. De ce? Nu împrendi încredere. Există excepții în legi pentru anumite categorii de persoane? Da, uite, întrebarea este foarte bună și acele categorii de persoane scutite în anumite considerente sunt... Te salut! Astăzi vorbim despre bani, dar vorbim despre cei pe care îi dai, nu doar despre cei pe care îi primești. Taxe, impozite, accize, cotizații. Orice ar fi, statul își vrea parte. Eu cred că o țară care încearcă să prospere prin stabilirea de taxe mari este ca un om care, stând într-o găleată, încearcă să se ridice trăgând de mâner, îmi spunea Winston Churchill. Dar să știi că e ceva mai rău decât taxele și impozitele. Nu mă crezi? Îți afectează veniturile chiar fără să-ți dai seama. Inflația este acea formă de impozitare care poate fi impusă fără legiferare. Nu ți-e foarte clar ce e inflația? Devalorizarea monedei adică 100 de lei din 2020 nu mai sunt egali cu 100 de lei din 2024. Cum vine asta? Păi simplu, nu mai poți cumpăra cu ei ce cumpărai acum 4 ani. Inflația în 2020 a fost de 2,6%, în 2021 de 5,1%, în 2022 13,8%, iar în 2023 10,4%. Gândește-te, dacă venitul tău a rămas constant în acești ani, câți bani ai pierdut prin inflație în tot acest timp? Ai calculat? Dar stai puțin, că mai e ceva. Nu este cu nimic mai moral în a jefui direct cetățenii decât să strecori o taxă indirectă în prețurile bunurilor fără de care nu poți să trăiască. De ce e imoral? Păi, spre exemplu, creșterea prețului carburantului este fix acea taxă indirectă. Hai să vedem. Dacă prețul carburantului scade, ce crezi că se întâmplă cu prețul unei pâini? Exact, știi deja răspunsul. Rămâne la fel în cel mai bun caz. Statul este extrem de capabil să deregleze foarte ușor piața. Dar e și total incapabil să o reglementeze și să o țină în frâu mai apoi. 99% din toate eșecurile provin de la oameni care au obiceiul de a-și găsi scuze. Vezi, ar fi foarte ușor să dăm vina pe stat, guvern, partide și politică pentru eșecul nostru personal. În aceleași condiții, alții se descurcă. Cei care biruiesc vremurile grele sunt cei care se informează, învață și se dezvoltă permanent. Se adaptează. Cine atribuie crizei eșecul, își amenință propriul talent și respectă mai mult problemele decât soluțiile. Adevărata criză este criza incompetenței. Deci, este despre competență, ne zice Einstein. Rămâi aici, îți propun să ne uităm la soluții. Vei învăța în mod practic cum să-ți gestionezi veniturile în relația cu statul și să înțelegi modificările fiscale. Te aștept să interacționăm. Îi spun bun venit astăzi lui Cosmin Dumitrașcu, bine ai venit! Cosmin Dumitrașcu, ești expert contabil. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație, da? Astăzi aș vrea să intrăm adânc în ce înseamnă fiscalitate, ca oamenii să se lămurească ce s-a schimbat în anul ăsta, pentru că suntem într-un an al schimbărilor. Iusti, îți mulțumesc încă o dată frumos pentru invitație și felicitări pentru faptul că aduci treaba asta în emisiunea ta, în mediul antreprenorial și în populație, mai pe românește spus, Administrația Finanțelor Publice nu a făcut campanie de informare în mod direct către ei. Și atunci, da, într-adevăr, subiectele au fost prezentate la televiziuni, dar nu a fost făcută, cum spuneam, campania, măi, uitați ce se schimbă cu subiect și cu predicat. Și atunci este indicat că oamenii să știe exact ce se întâmplă cu banilor, cu impozitarea lor, din toate punctele de vedere, că vorbim de firmă, că vorbim de pensii, că vorbim de uh, salarizare și așa mai departe multe lucruri sunt chineză. Adică dacă mi le spui într-un limbaj în care eu ca om simplu nu înțeleg, nu toată lumea este contabil, nu toată lumea este expert în fiscalitate. Și atunci avem nevoie ca cineva să vină să ni le traducă. Și o să te rog să, să faci asta pentru noi astăzi. Spunem te rog, cât de mare crezi că este impactul modificărilor aduse în 2024? Păi hai să analizăm un pic, să ne gândim la ce anume s-a schimbat cu adevărat și asta în primul, primul impact a fost cu creșterea de TVA la alimente, creșterea de TVA la achiziția de imobile, creșterea de TVA la absolut cam toate bunurile servicii din, din ce regăsim în țară. Zahărul sau alimentele care conțin zahăr au crescut TVA-ul de la 9% la 19%, cu excepția cozonacului și a biscuiților. Sucurile, tot ce conține miere sau îndulcitori artificiali, a crescut cota de TVA de la 9 la 19%. Lucru care nu se reflectă decât în buzunarul antreprenorului, buzunarul consumatorului și iată cum toate rostogolite aceste crește de taxe și impozite, hai să zicem, puțin mascată. Dar, într-adevăr, este o inflație. Vorbeam în introducere fix despre inflație și mi-am dat seama că sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg ce înseamnă asta. Inflația înseamnă în felul următor. Atunci când puterea de cumpărare a oamenilor devine din ce în ce mai scăzută, când toate costurile, toate prețurile sar în aer. E, atât timp cât toate costurile sar în aer, asta înseamnă inflație crescută. Cu alte cuvinte, inclusiv în acest moment, asistăm la creșterea de taxe și impozite locale, cum ar fi, de exemplu, la locuințe sau la imobile, cu inflație. Cu alte cuvinte, s-au majorat taxele și impozitele cu 14% aproximativ la bunurile pe care le deținem. A fost o întreagă nebunie cu e-factura. Cum vezi toată povestea asta? În realitate este un lucru bun faptul că intervine e-factura, faptul că până la 1 iulie ar trebui să alineze absolut toată lumea, ca să nu zic chiar 1 aprilie, însă a generat într-adevăr și o resursă în costuri, timp, nervi și bani. Pentru cine? Pentru antreprenori? Pentru antreprenori, evident. De ce? Pentru faptul că atât timp cât trebuie să te alinezi la e-factura, practic treci de la sistemul în care tu erai obișnuit, și anume acela de a emite facturi pe hârtie, la noul sistem în care ești obligat să emiți factura în sistem electronic. Unii deja emiteau un sistemul electronic, doar că oamenii nu sunt toți, să zicem, acomodați cu a emite facturi într-un soft de facturare sau în e-factura. Și atunci o să dau exemplu oamenii care sunt mai în vârstă. Cum spuneam, nu sunt adaptați la noile prevederi, nu sunt adaptați la a folosi un calculator, la a folosi un soft. La semnătura digitală. La semnătura digitală. Aici o epopeie, într-adevăr, cu semnătura digitală, pentru că uh, foarte mulți din domeniul meu au considerat de cuvință să nu se mai amestece în a ajuta antreprenorul. De ce spun treaba asta? Pentru că atunci când apare o lege nouă, sună contabil. Când se întâmplă, de exemplu, la dosare de fonduri de mediu, vorbește cu contabil. La dosare de sarcină și lăuzie vorbește cu contabil. La fel și fel de alte lucruri, ce nu țin de contabilitate, vorbește cu contabil. Și atunci, în momentul în care toată nebunia s-a mutat în spațiu privat virtual, cu e-factura și așa mai departe, contabil nu a mai vrut să mai vorbească cu, cu clienții sau, mă rog, să-și asume și e-factura. Vorbim de un sistem de facturare digitalizat, dar, în schimb, trebuia să te înregistrezi undeva și apoi să te duci cu hârtia la ANAF. Da. Nu înțeleg. Adică, oamenii ăștia dețin toate documentele noastre. Da. Toate informațiile noastre. Parcă era vorba că dosarul cu șină s-a desfințat. Doar că și ștampila s-a desfințat, cu toate astea, în permanență, trebuie să facem așa, niște drumuri. De ce? Pot să-ți dau un exemplu care mi se pare uh, tras de păr cu adevărat și anume... ANAF a limitat, începând dacă nu mă înșel, cu 15 martie 2021, interacțiunea fizică. Dar cu toate astea, atunci când trebuie să înregistrăm semnătura electronică, trebuie să venim cu declarația 150 și o depunem fizic la ghișeu. Bun. Atât timp cât, de exemplu, vrem să fim înregistrați în scopuri de TVA, indiferent că discutăm de firmă care depășește plafonul sau vine prin opțiune ca așa își dorește, sau vrea să desfășoare tranzacții intracomunitare, trebuie să, trebuie să mergi la ghișeu să, ridici ciful de înregistrare în scopuri de TVA. Și atunci, Întrebarea mea este, suntem cu totul digitalizați sau ba? Pe lângă modificările care au intrat în vigoare, au fost și foarte multe fake news -uri. În momentul în care vii și spui, taxele și impozitele cresc începând cu 1 ianuarie, implicit populația, cum povesteam și mai devreme, capătă un iz de panică. Și atât timp cât în social media sau la televiziuni se menționează ideea că Taxele și impozitele persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau IF-urilor, întreprinderile familiale, care toate se situează fix în același sistem de impozitare, în paradă simplă, apropo, când lumea aude așa ceva, implicit, ce își zice? Mă duc să-mi fac serialul că taxele și impozitele la mine cresc. Și nu vreau să dau taxe și impozite nejustificat. Dar nu mai bine ai face tu, de exemplu, un calcul în ceea ce implică activitatea. PFA-ului tău sau a individuale sau a sistemului, a entității tale comerciale, să vezi de fapt ce rentează sau ce nu rentează. Pentru că, în realitate, dacă tu, de exemplu, te-ai pune să uh, faci un calcul și ți-ar reieși ideea că, într-adevăr, taxele și impozitele nu-ți cresc, de ce este să faci așa ceva? Ba chiar pe lângă asta, uite, ca să-ți dau un exemplu, am făcut o comparație uitându-mă pe site-ul Registrului Comerțului cu radierele din decembrie anul 2022 versus radier din decembrie 2023 la ceea ce privește întreprinderi individuale, PFA-uri și așa mai departe, tot ce povestea mai devreme. Și radierile în decembrie 2022 cu privire la persoane fizice autorizate au fost în număr de 8.136, iar în decembrie 2023 au fost 11.228. Cărui fapt se datorează aceste cre- această creștere de a aburs, la PFA? La PFA. De ce? De ce am făcut lumea uh, această uh, manevră, ca să nu o numesc altfel, din cauza acestor uh, fake news-uri, să le numesc, sau poate chiar că, într-adevăr, uh, au considerat de cuvință să treacă la noul sistem al SRL-ului. Dar să zic că 40% mi se pare enorm. Mi se pare enorm. Da, într-adevăr, taxele și impozitele la pfa au crescut începând cu, cu 2024. Dar oare chiar așa să fie? din punct de vedere al impozitării, atât de multe PFA-uri să fie afectate? Ca să înțelegem, o să te invit să le luăm pe rând. Uh -huh. Dacă vorbim de PFA, care sunt modificările care au impactat cumva anul 2024? Bun. Uh, impostul rămâne același, 10%. La ceea ce se realizează din punct de vedere al câștigului. Zic câștig pentru că de ori am mai spus profitabilitate și lumea a început să sară ura pe mine că știi că de fapt nu e profitabilitate la PFA-uri, că e câștig. E același lucru în realitate. Ce s-a schimbat cu adevărat a fost într-adevăr sănătatea, care se va plăti sănătate la extra sănătate, la cât mai multă sănătate. În ce constă acest lucru? În situația în care avem să presupunem un, o persoană fizică autorizată, sau, mă rog, o entitate comercială în categoria PFA-urilor, unde aici intră și cabinetele de avocatură, și uh, executorii judecători, și experții contabili, uh, modo toate cele uh, acele entități comerciale în regim de PFA. Sănătatea se plafonează la 60 de salarii. Ce înseamnă treaba asta? Până în 2023, sănătatea era raportată la 6, 12 sau 24 de salarii minime pe economie. Să luăm un caz concret, dacă facem un calcul de 3.000 de lei de mulți cu 6, însemna 18.000 de lei. 3.000 de lei mulți cu 12 însemna 36.000 de lei. 3.000 cu 24 însemna 72.000 de lei. Concret, un PFA putea să plătească sănătate maxim la 7.200 de lei, indiferent, deci atenție, indiferent cât realizat din punct de vedere al uh, câștigului. Pensia la fel, plafonată la 12 sau 24 de salarii. E, vine uh, anul 2024 care spune că Taxa cu privire la sănătate se plafonează abia la 60 de salarii. Și acum, dacă vrei să facem un calcul și un exercițiu de imaginație, putem să luăm uh, un câștig lunar al PFA-ului în quantum de 10.000 de lei, cred că este rezonabilă suma. Și facem calculul la cei 10.000 de lei despre care povesteam, uite, chiar în direct cu voi, 10.000 de mulțit cu 12 înseamnă o profitabilitate, un câștig de 120.000 de lei pe an. 120.000 de lei pe an înseamnă că a depășit 24 de salarii minime pe economie, prin urmare, o sănătate de 12.000 de lei pe an. Deci, de la 7.200 la 12.000 de lei este enorm. Dacă, de exemplu, ieșea un câștig de 200.000, sănătatea devine 20.000 de lei. Bun. Pensia, cum spuneam, este raportată la uh, 24 de salarii maxime. Cei 120.000 de lei pe care i-am luat în calcul inițial. Uh, depășește 24 de salarii mine pe economie. 24 de salarii mine pe economie în acest moment înseamnă în felul următor 79.200 de lei. 200. Cei 79.200 de lei, 200, dacă îi mulțim cu 25%, uite cum trebuie să dăm mai departe către sistemul de pensii din România, 19.800. La care adăugăm la care adăugăm sănătatea de 12.000 de lei pe care o povesteam mai devreme, din start avem 31.800. Bun, Suma asta de 31.800 reprezintă o cheltuială deductibilă, într-adevăr, pentru PFA. Și îl scădem din cei 120.000 de lei. Ne reiese 88.200 pe care să îi mulțim cu 10% impozit. Asta înseamnă 8.820 de lei impozit de 10% pe care PFA-ul plătește. Plus ceea ce am spus mai devreme. Păi cu alte cuvinte, nu cumva ne apropiem de taxe salariale? Ce dorință să mai aibă omul să fie în sistem de PFA. De ce să-și mai asume corvoada fiscalității? Ei vorbim de 40%, aproape. Aproximativ 40%. Iar la salarii? 47,25%, pentru că avem 10% impozit, 10% sănătate, 25% pensie și 2,25% contribuția asiguratorie în muncă. Deci, ne apropiem de taxe salariale. Am un prieten foarte bun, care îmi spune tot timpul da, știi că, uite, la PFA, într-adevăr, cu cât faci mai mulți bani, Taxele devin din ce în ce mai mici. Da, niciun fel de problemă, dar câți? Deci, atenție, câți anume, câte, câte persoane uh, sunt la venituri de 4-500.000 de, de lei, peste 400 500000 de, de lei, în categorie de PFA? Foarte puține. Pentru că, în momentul în care tu deja desfășuri activitatea economică de asemenea manieră, de asemenea amploare, deja ai nevoie de un SRL, mai ales în momentul în care tu vrei să uh, ai o renume în, 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 în lumea antreprenorială. Dacă, de exemplu, uite cum este cazul meu concret, vine cineva și îmi spune: că, Uite, eu am PFA și vreau să lucrez cu tine. Dacă nu ești plătitor de TVA, cel puțin, nu lucrez cu tine. De ce? Nu îmi prezinți încredere. Uh, cum să lucrez eu cu un PFA în condițiile în care uh, nu văd că are o activitate economică cu adevărat uh, stabilă? Nu îmi inspiri încredere mediului de afaceri. Cam asta e povestea despre PFA-uri. Taxele și impozitele, într-adevăr, sar în aer, dar. Uh, în considerentul în care avem, de exemplu, de a face cu o actitate mică, să zicem că este o persoană la început de drum, care nu știe cu ce să mănâncă, care nu vrea să-și complice, existența, care are, de exemplu, un venit foarte mic, până în, nu știu, are 6.000 de lei, îți dau un exemplu. La o sumă de 6.000 de lei nu are rost să te complici cu un SRL. În, în ideea în care ai de plătit administrarea srl ai de plătit contabil prin lege, atenție, legea contabilității spune expres că trebuie să ai un contabil șef angajat pe societate sau un director economic, care atenție trebuie să fie cu studii supărării economice, lumea fiind neinformată din punctul de vedere, nu știu câte cazuri le-am văzut în care lucrau cu o persoană neautorizată în domeniu, tocmai ca acea persoană să nu declare taxe și impozite, și uite cum ajungea în fața controlului fiscal, inspecție fiscală sau controlul de fond, etc., în care era total neasigurat. Am vorbit despre PFA și aș vrea să detalim un pic și despre SRL. Ce s-a întâmplat în 2022 și 2023? În 2022, mi-aduc aminte foarte bine și acum, apare OG16, ordonanța de guvern numărul 16, care dinamitează mediul de business. Trecem în 2023, care, nu, prin legea, prin OG16 o guvernează, și anume impozitarea micro care spune în felul următor. Plafonul de la un milion de euro trece la 500.000 de euro, dar nu doar în aceste condiții. Trebuie să întâlnești și alte alte condiții ca să rămâi micro și anume o normă întreagă la salarizare. Nu ai o normă întreagă la salarizare, treci la impozitarea profitului. Pe lângă asta, ai venituri din consultanță de 20%. Ce depășești 20%, trebuie să treci la impozitarea profitului. Toate aceste lucruri se continuă cu excluderea micro -întreprinderii. Da, am spus foarte clar și foarte concret, se merge spre excluderea micro-întreprinderii pentru că, în percepția Ministerului Finanțelor Publice, este un fel de evaziune fiscală mascată. Din punctul meu de vedere, nimic mai fals. De asemenea, vine ordonanța de, ordonanța de urgență 115, care spune în felul următor, la fel, dinamitând mediul de business, de o amploare, o amploare destul de... Pentru 2024. Pentru 2024, foarte urâtă, foarte neplăcută. În conjunctura în care în, în, octombrie 2023 asistam la legea 296, cu privire la plafoane de caserie, cu privire la nou sistem de impozitare la microîntreprindere, etc., iată că mai avem una, începând cu 1 -a, 1 -a, 2024, în care antreprenorii, atenție, sunt obligați, până pe data de 31 martie, în considerentul în care au mai multe micro să hotărască care rămâne micro -întreprindere. Să presupunem că avem trei micro -întreprinderi. Doar una mai poate rămâne micro în considerentul în care avem peste 25% procent de părți sociale. Și toate celelalte ce? Trec la 16%. Toate celelalte trec la 16%. Dar partea mai puțin plăcută. Să presupunem că avem o cifră de afaceri cumulată din cele trei micro-întreprinderi peste 500.000. Toate micro trebuie să treacă la plătit, la plătitori de impozite pe profit 16%. Deci nu contează că una o ai și Nu ai putea... mai contează, nu. Nu mai contează. Deci, până la urmă, se raportează la persoana fizică, nu la entități. Se raportează, da, la persoana fizică, cu cât ai mai mult de uh, 25% într-una din firme. În conjunctura în care se întâmplă lucrul ăsta, Treci plătitori de impozit pe profit cu celelalte, dar dacă cumva toate celelalte firme uh, adunate depășesc 500.000 de euro venituri, cifră de afaceri, trebuie să treacă toate la plătitori de impozit pe profit. Foarte urâtă poveste. Foarte urâtă. Nu mai spun că asistăm la triplarea impozitului pe micro În situația în care avem, de exemplu, cifră de afaceri peste 300.000 de lei, uh, în trimestrul în care depășim această cifră de afaceri procentul de impozitare se triplează. Să luăm un caz concret să spunem că în situația, nu știu, în, să ne aflăm în luna mai. Iar în luna mai acum considerăm că avem 280.000 de lei cifră de afaceri. La final de luna mai depășim această cifră de 300.000 de lei. Practic vom impozita cu 3% începând cu 1-a, 2024. Practic, începutul trimestrului va reprezenta impozitare de 3% pentru micro Depășim 500.000 de euro, că și asta trebuie neapărat specificată, depășim valoarea de 500.000 de euro, să presupunem în, nu știu, în octombrie, începând cu 1 octombrie trecem la impozitarea profitului. Nu înseamnă că dacă uh, am depășit 500.000 de euro, plătim 3%, cum se mai aude prin uh, mediu antreprenorial, că nu știu cine a scos-o. Baliverna. Nu. Se merge direct la 16%. 16%. Am vorbit despre SRL și probabil o să ne mai întoarcem. Am vorbit despre PFA. Care sunt alte forme de, nu știu, de activitate economică pe care le avem la dispoziție? Bun, cred că te referi la acele venituri extrasalariale sau tot ce implică veniturile, orice altceva în afară de salariu. Da. Bun. În situația în care, de exemplu, obținem venituri, habar n din dividende, din criptomonede, din bursă, din uh, drepturi de autor, din chirii, din arendă, din orice altceva, cum specificam și Avem mai niște dividere. modificări aici? Da, 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 avem. Pentru 2024? Pentru 2024. Uh, vom, va trebui să plătim, evident, sănătate și impozit mai departe. Partea cea mai urâtă raportată la ce povestesc acum este că în situația în care să presupunem că avem un PFA, o persoană fizică autorizată pe care o expusesem mai devreme și mai obține, mai obține venituri din dividende peste 24 de salarii, pentru că, atenție, nu se mai plafonează la cele 24 de salarii, uh, riscăm să plătim sănătate la 84 de salarii. Foarte urât. Cu alte cuvinte, să presupunem. Deci nu se acumulează, spre exemplu, PFA-ul cu alte tipuri de venituri. Până la final de an 2023, așa era. Presupunând că aveam venituri din dividende de criptobursă, ce povesteam mai devreme, dar și venituri din PFA, sănătatea și pensia, era plafonată la uh, 12 sau 24 în cazul, pe, cazul pensiilor, 6, 12 sau 24 în cazul uh, sănătății. Dar eu nu înțeleg asta cu sănătatea. Uh, poate un om... Să beneficieze de suma asta vreodată în viața lui pe care o plătește? Decât în cazul în care, de exemplu, să nu știu, ajungem într-o situație extrem de urâtă din punct de vedere al sănătății. Păi, da, de obicei de se fac donații un... pentru astfel de situații. Când da. vorbim de sute de mii de euro, nu statul plătește. Atunci Să se te... privații. Da, și atunci hai să, întreb, să pun punctul pe ei. Acele concedii de creștere copil, plătim 10% sănătate, sau în cazul uh, bolilor, sau în cazul concediilor uh, de boală, trebuie să plătim sănătate? Pentru că nu era așa ceva. Dar spuneau cu scot. Uite, n-au scos. Da. Cum povesteam mai devreme, în cazul în care avem dividende, criptobursă și așa mai departe, în cazul în care uh, depășim 24 de salarii și mai avem și un PFA, ajungem să plătim sănătate raportată la 84 de salarii. Pe lângă asta, mai plătim impozit și la dividende, mai plătim impozit și la uh, criptomonede. Toate tipurile de venituri. Toate tipurile de venituri. Iar faza care apare la fel mai puțin plăcută este la chirii, unde, de exemplu, în situația în care avem, suntem firmă, să presupunem că suntem firmă, și uh, avem un contract cu o persoană fizică, pentru că sunt atâtea entități comerciale care nu închiriază de la firme, închiriază de la persoane fizice. Uh, noi, ca și societăți comerciale, atenție, nu mai dăm banii veniturile din chirii, proprietarului, suntem obligați să reținem acel impozit și să-l dăm noi mai departe către bugetul de stat. Cu alte cuvinte, o altă corvoadă fiscală. De ce trebuie să facem noi treaba asta? Și la persoane fizice, în momentul în care închiriază și da. au venituri, s-au schimbat un pic dările acolo. Da, în situația în care, de exemplu, închiriem. Anul trecut era în felul următor la, 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 la anul 2023. Puteai să optezi pentru sistemul real și pe baza bonuleților sau facturilor sau plăților pe care tu le înregistrai, puteai să-ți optimizezi uh, taxarea, în sensul să plătești impozitul la ceea ce ai realizat. Să scazi cheltuie cheltuielile, da. Uh, vine uh, noul sistem de impozitare care spune în felul următor. Renunțăm la această aplicabilitate, la, această, la acest sistem de impozitare și uh, oferim mediului 20% cotă forfetară. Cotă forfetară ce înseamnă? Înseamnă acea uzură a casei pe care uh, fiecare dintre noi o avem. Până la decembrie 2022 era o cotă forfetară de 40%. Cu alte cuvinte, impozitul în realitate era de 6%. Acum, cota forfetară fiind de 20%, impozitul în realitate este 8%. Ce se întâmplă în situația în care, cum povesteam mai devreme, uh, avem de-a face cu această uh, reținere de impozit a. Uh, a societăților, care, pe, care ele sunt mai departe obligate să dea către bugetul de stat. Uh, societățile rețin impozitul, acela de 8%, uh, îl dau mai departe către bugetul de stat printr-o declarație specifică și mai departe, în situația în care proprietarul are depășit venitul de 6, 12 sau 24 de salarii, mai trebuie să depune declarația unică prin care achită sănătate mai departe către persoana, de fizică. persoana fizică. Deci odată plătește firma și da, partea cealaltă plătește... Da, da. partea cealaltă plătește persoana fizică. În situația în care contractul de închirie este strict între persoană fizică și persoană fizică, atunci nu rămâne decât să depune declarația unică prin care uh, declară impozitul și contribuția la sănătate. Deci atunci plătește uh, cel care a închiriat. Cel care a închiriat. Oricum, într-adevăr, una peste alta, tot îi se reține, tot îl plătește. Numai că în situația în care discutăm de o firmă, reține impostul și îl vrează mai departe către ANAF, către administrația finanțelor publice, în ideea în care beneficiază mai devreme de acești bani, prin declarația unică, având în vedere că termenul este 25 mai, anul viitor, impozitul și impozitul achită proprietarul abia la scadență în momentul respectiv. Nu am vorbit despre mașini. S-a modificat ceva aici? la mașini, cum povesteam și mai devreme, a fost ajustare de inflație. 13,8%, 14% este impozit mărit la, la, la autoturisme, dar pe lângă acest, aceste creștere de taxe și impozite, indiferent că povestim de firmă sau de persoane fizice, vine o extra taxă pe care Ministerul Finanțelor Publice ne-a instituie celor care avem mașini mai scumpe de 75.000 de euro, bază impozabilă, sau uh, mai este încă una și mai uh, puțin plăcută pentru imobilele care depășesc valoarea de 500.000 de euro. Cu alte cuvinte, partea care depășește 75.000 de euro în cazul mașinilor sau 2.500.000 uh, 2 și jumătate în cazul imobilelor va trebui impozitată cu, supraimpozitată cu 0,3%. Să presupunem că avem, de exemplu, un, un autoturism care a fost achiziționat cu 100.000 de euro plus TVA, Diferența de la 75 Dif la 100? Da. Diferența de 25.000 de euro va fi trebuit supraimpozitată, dar aici, aici să zicem că este cazul fericit. Ajungem să ne bucurăm de o mașină de 100.000 de euro. Ce facem cu acele autoturisme care sunt 500.000 de euro? Sunt un milion de euro. Nu? Sunt supraimpozitate. De se ce ce? presupune că au de unde să plătească. Se presupune că au de unde să plătească, exact. În momentul în care vorbim despre vânzarea de mașini sau de terenuri, mm -hmm. sunt mulți oameni care nu înțeleg care este pragul, care este limita, se pune TVA, nu se pune TVA? Și aici vorbim de persoane fizice. Da, bun. În situația în care avem de-a face cu uh, o persoană fizică care vinde un imobil sau vinde uh, un autoturism, dacă vinzi mai mult de unul pe an, ești obligat. Bine, și mă rog, dacă depășești 300.000 de lei uh, vânzarea, ești obligat ca imediat cu al doilea să te înregistrezi într-o formă de organizare, într-o entitate comercială. Deci dacă n-ai depășit pragul de 300 de mii, ai putea să vinzi două, spre exemplu? Asta este cu, este cu, cu impozitarea, TVA-ul. Cu TVA-ul. Cu tva TV Dar la impozitare nu? La impozitare nu. De. Orice depășește uh, o tranzacție pe an este considerată ca a fi uh, actate nu ocazională, ci continuă. Și atunci fiecare dintre persoanele fizice, uite, îți dau exemplu concret, acei samsari, nu? Luau mașini pe care le revindeau. Ministerul Finanțelor Publice, văzând această activitate, care, pe bună dreptate, implicit au considerat de cuvință să fragmenteze și să condiționeze aceste... Bun, e în regulă, dar faptul că unii desfășoară activități economice fără să plătească taxe impozite, și vrei să-i prinzi, este una. Dar nu înțeleg de ce un om care pur și simplu a cumpărat o mașină, nu-i place, o vinde, mai cumpără una, n-a nimerit-o nici pe aia și o dă mai departe. De deci ce ar trebui să fie într-o situație de, de genul ăsta să, să sufere? Uh, întrebarea ta este foarte bună, să știi. Dar uh, răspunsul la această întrebare ar trebui să ne-l ofere altcineva. spune puțin despre pragul la persoanele fizice de TVA, pentru că sunt foarte mulți care nu, nici măcar nu știu că o persoană fizică ar putea vreodată să taie factură sau să, la, pe factura respectivă, să și adauge TV. Uh, discutând de persoane fizice, cine anume, de fapt, sunt obligați să aibă acest, să adauge TV sau să înregistreze în scopuri de TV? -a. Discutăm, de exemplu, despre uh, cei care vând pe persoană fizică imobile. Este un exemplu foarte concret. Uh, cumperi un imobil pe care îl vinzi mai departe. Nimic uh, urât până aici. În situația în care tu, de exemplu, ai vânt, treci la al doilea imobil pe care vrei să-l vinzi și depășești 300.000 de lei, trebuie să mergi la administrația finanțelor publice, la care ești arondat cu CNP-ul, atenție, uh, și să te înregistrezi în scopuri de TVA. De ce? Pentru că depășești 300.000 de lei. Dar mai este o situație. Dacă ai venituri cumulate peste acel prac de 300.000, automat trebuie să te înregistrezi. De exemplu, caz concret, uh, și acele venituri pe care le realizăm din drepturi de autor. În situația în care avem venituri peste... Uh, aici vorbim de profesii liberale. Da, 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 da. În situația în care avem peste 300.000 de lei, trebuie să ne înregistrăm un scopul de Dividendele, Dividendele nu intră aici. Dividendele nu intră. Sunt cam excepția, pentru că toate celelalte tipuri de venituri... Nici, nici dobânzile, nici uh, criptomonedele aici nu intră. Nu nu, intră. nu, 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 nu. Dar de exemplu, dacă considerăm uh, uh, suntem un influencer, da? Și prestăm pentru o anumită platformă din străinătate anumite servicii, trebuie să ne înregistrăm un scopul de TVA dacă depășim pragul de de 300.000. Uh, cum povesteam mai devreme, avem un imobil pe care îl vindem. Uh, dacă ne aflăm nu la primul, dar deja de la al doilea trebuie să ne înregistrăm un scopul de TVA. Sunt acei dezvoltatori imobiliari că de la ei uh, toată această poveste cu TVA-ul. Există excepții în legi uh, pentru anumite categorii de persoane? Uh, da uite întrebarea este foarte bună și acele categorii de persoane scutite în anumite considerente sunt persoanele cu handicap. Uh, concret, în situația în care avem un handicap ușor sau un handicap mediu, putem merge la uh, îmi scap acum, la Direcția Generală de Asistență Socială, să solicităm un certificat de handicap și prin acest certificat de handicap se uh, stabilește o valoare, să spune, pensie de handicap. Iar pe baza acestei pensii de handicap sau pe baza acestui certificat de handicap, cu siguranță oamenii pot beneficia de, nu știu, uh, parcări în cadrul, uh, la supermarketuri, la mall uh, acele parcări clasice unde putem să parcăm fără uh, unde sunt, de fapt, spații special amenajate. În situația în care, de exemplu, avem handicap grav sau accentuat, deja discutăm despre altă pensie de handicap, care este puțin mai mare, dar nu sensibil, nu foarte mare, ci sensibil. Dar se ține cont aici când vorbim de salarii, când vorbim de, veni, de diferite tipuri de da, venituri, da, 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 da. da. Au o facilitate? Au, au, au facilitate doar cei încadrați în grad de handicap grav sau accentuat. În situația asta, impozitul. Deci nu toți? Nu toți. Cei cu handicap mediu sau ușor nu beneficiază de nicio facilitate la salarii. Și nici la persoane fizice autorizate dacă desfășoară o profesie prin astfel de, de, de formă de organizare. Dar dacă, de exemplu, discutăm. De un handicap grav sau accentuat, persoanele acelea au scutire de impozit, iar dacă ai un PFA, la fel, ai scutire de impozit. În cazul în care, de exemplu, avem de-a face cu uh, această scutire de impozit despre care povesteam mai devreme și avem și un venit din chirie, uh, sănătatea se plătește. Deci, atenție, sănătatea și cu impozitul se plătește la aceste contracte de chirie, nu sunt scutite uh, taxe, nu sunt scute taxele la. la chiar dacă ai handicap handicapuri sau accentuat, ci doar în situația în care vorbim de salariu, doar în situația în care discutăm de pensie sau uh, PFA. Dacă astăzi un om se află în situația în care vrea să înceapă o activitate economică, uh -huh. fie că vorbim de un freelancer, fie că vorbim de, nu știu, de un medic stomatolog care este la început de drum sau în diferite situații. Care ți se pare și dacă poți să faci o legătură între ele care ți se par formele cele mai potrivite pentru diferite Categorie. La un venit foarte mic, aș recomanda oamenilor să meargă pe varianta de PFA. De ce recomand treaba asta? Simplu fa fiscalitate mai relaxată, nu ești obligat să ai contabil acreditat pe societate sau, mă rog, persoană care să aibă studii superioare economice, ai și o mai multă lejeritate din punct de vedere al organizării, administrării și a mai departe dacă discutăm de venituri din ce în ce mai mari, atunci este părerea mea este că este indicat să treci pe SRL. Cum povesteam și la începutul emisiunii, este mult mai ok, mult mai bine, mult mai rentabil să ai un SRL când discutăm despre venituri din ce în ce mai mari. întreprindere sau 16%? La fel și aici este o poveste. Dacă discutăm despre... Nu știu, hai să luăm un caz concret. Presupunând că avem de-a face cu sectorul Horeca. Da? La sectorul Horeca, începând cu 1 ianuarie, impozitarea la micro este din start 3%. Aceeași poveste și pentru sectorul IT, aceeași poveste uh, și pentru. Îmi scap acum. Bă, dar ești obligat să ai un angajat. Ești obligat și să ai un atunci angajat? Trebuie să calculezi dările pe care le dai pentru angajat, da. plus da. impozit, plus, plus dividende ca plus. să ai un da. total sau o imagine de ansamblu. Corect. Că până la urmă faci o comparație între SRL și PFA Corect. sau carte de muncă. Corect. Și atunci de asta eu tot timpul recomand oamenilor, cel puțin, deci cel puțin cu anul trecut, dacă nu imperios în necesar începând cu 1 2024, să-și facă o previzionare sau o bugetare, cum o numesc eu, în cel mai mic detaliu, astfel încât să vadă concret ce îi se potrivește, pentru că nici taxarea la micro nu mai este chiar atât de nu știu cum să o numesc. Relaxantă. Rând, relaxantă. Da, în conținutul în care tu ești obligat ca să plătești taxe și imposte salariale. În cele mai multe cazuri, sunt administratorii se angajează pe ei înșiși. Sau, sau membrii din familie. Sau membri din familie, da? În considerentul în care, de exemplu, povestind de așa ceva, la care mai plătești 1%, dacă depășești cifra de afaceri de 300.000 de lei, mai plătești în extra procent de 2%, cu alte cuinte avem 3% taxare, trebuie să-și să evalueze, să-și bugeteze foarte bine toate veniturile și toate cheltuielile, pentru că ca nu care cumva, de fapt, 16% a aplicat profitabilității. Deci, atenție, nu veniturile. Profitabilității nu care cumva e mai rentabil decât 3% a aplicat veniturile pe micro-întreprindere. Plus, uh, plus angajatul. Plus angajatul. Plus, pentru plus că, dividende. Da, pentru că lumea nu ia în calcul varianta angajatului. Zice, este mai bine să plătesc 16%, în considerentul în care uh, am, este mai bine să plătesc 1%, pardon, uh, sau 3%, comparativ cu 16%. Da, dar ai luat în considerare acel angajat cu normă întreagă? Nu l-ai luat. Bun, și atunci te gândești așa, ai cel puțin taxe de 1.400 de lei pe lună la angajat. La 3 luni de fapt implică undeva la aproximativ 4.500 de lei. 4.500 de lei 900 de euro de fapt. Plus... Începând cu 1 ianuarie, cum povesteam, avem cu 3% impozitare la micro-întreprindere, în sectorul medical, sectorul IT și sectorul Horeca. Indiferent de cifra de indiferent afaceri. Indiferent de cifra de afaceri. Pornești cu 0, 0 lei cifra de afaceri, ai 3% impozit by default. Și atunci nu este indicat să te preocupi un pic să vezi exact despre ce e vorba începând cu, cu 1 ianuarie? Au fost niște modificări TVA în anul acesta. An. Cât de mult crezi că au impactat și care sunt acele modificări? Bun. Din punct de vedere al TVA-ului, foarte multe uh, produse și servicii au trecut de la 5% la 19%, de la 9% la 19%. Uh, implicit, ce se întâmplă în momentul de față? Crește costul produsului în sine. Dacă pentru o sticlă de suc plăteai un preț. Implicit în momentul în care tu, de fapt, ai făcut ajustarea de TVA, începând cu 1, 1, 2024, unde și acolo a fost o epopee, bineînțeles, la cei cu case de marcat, să schimbi cota de TVA. Pentru că toate produsele care conțin zahăr, cum povesteam, trebuie să plătească. Totuși, e ceva ciudat aici, pentru că uh, sunt persoane care au business în domeniul bio și vin doar cu fructul într-un borcan, da? Mm. Și ei plătesc ca și cum ar fi zahăr acolo pentru deși n-au adăugat nici măcar un gram. Da, practic a trecut de la 5% la 9% pentru cei cu uh, produse ecobio. Nu era necesar să spun acolo pentru zahăr adăugat. Păi, uite că exact ce spui tu acum, am luat ca să ți dai seama ce, la ce uh, s-a ajuns. Am o persoană care vinde produse ecobio sau vinde produse alimentare și a trebuit să iau, să văd, să văd exact în ce constă acest conținut de zahăr adăugat. Și e bine ai să constați că inclusiv dacă discutăm de produse cu miere, îndulcite cu miere sau cu îndulcitori, cu îndulcitori, adică nu zahăr, trebuie să treacă cu cotă de TVA de 19%. Este incredibil așa ceva. Până la urmă, cineva ar spune, ok, au business, e treaba lor. În final, totul este despre buzunarul nostru. Da. Iar, cum povesteam, dacă mă întreb pe mine, sunt cele mai agresive modificări fiscale, nu știu dacă din ultimii 15 ani, dacă nu chiar dintotdeauna. Cele mai agresive? Din istorie. Din istorie. Deci, niciodată nu cred că s-a confruntat mediul de afaceri cu asemenea creștere de taxe și impozite care, bineînțeles, se răsfrâng mai departe în buzunarul fiecare dintre noi și când zic fiecare dintre noi, mă refer mai ales la persoane fice, pentru că ele sunt ultimul consumator. Cât de mult a impactat creșterea carburantului în ultimii 2-3 ani în prețul final al produselor, mai ales produsele de bază? Petrolul s-a scumpit. Implicit, în momentul în care se scupește petrolul, practic, Crește și, crește și prețul carburantului, nu? Benzină și motorină. În momentul în care crește prețul benzinei și a motorinei, implicit ajunge la transportatori. Crescând transportatorii prețurile, cresc și supermarketurile prețurile. Toate lucrurile implicit au un alt cost în acest considerent. Poate să fie o cauză a inflației? Cu siguranță. Cu siguranță. Prețul crescut la pompă reprezintă un deficit mai departe în buzunarul fiecare dintre noi. Spunem te rog, pentru că asta mi se pare bomba ultimilor ani. 70% impozit pe venituri care nu pot fi justificate. Speram să nu mă întrebi așa ceva, dar pentru că ai pus punctul pe I, da, este o modificare fiscală care intervine începând cu 1 iulie 2024. Ce se întâmplă în situația în care, de exemplu, avem venituri nejustificate pe persoană fizică? Sunt acele venituri, de exemplu, din anumite platforme online, dau un exemplu. Da? Sau pe care le-am intermediat de-a lungul timpului prin bancă. Că sunt atâtea cazuri, nu? În situația în care sunt cerute justificări de către cei de la. Agenția Națională de Administrare Fiscală, până la 1 iulie, dacă nu avem justificare pe acele venituri, impozitarea este în procent de 16% pe orice venit găsim nejustificat în conturile personale. Dar dacă până la 1 iulie nu se definitivează acel control, 70% este impozitarea. Nu e o creștere enormă de la 16% la 70%? Ba da, ba da, ba da. Și Până la urmă ar spune oamenii ok, domnule, a furat să dea banii sau da. nu a declarat să dea banii. Da. Dar ce facem că totuși trăim într-o țară în care abuzurile au fost la ordine zilei? Da, faza urâtă este în felul următor. Sunt acele persoane care fac comerț, care fac evaziune fiscală mai pe românește, că de fapt asta se urmărește. Și cu banii pe care îi încasează la negru, vin și creditează societățile comerciale nu discutăm de creditări la PFA, că nu avem de-a face cu așa ceva. În schimb, la societăți comerciale, când vii și creditezi cu sume de bani, acele sume de bani apar în bilanțul contabil. Iar la final de an, cu cât valoarea creditării este reflectată în bilanțul contabil cu anumite sume, din ce în ce mai mari, apare ca și semnal de alarmă pentru cei de la ANAF. Și iată că din această cauză se ajunge la supraimpozitarea veniturilor pe care nu pot fi justificate. Care nu pot fi justificate. Practic sunt venituri nedeclarate pe care în momentul de față le impozităm cu 16%, dar de la anul, de la 1 iulie, scuze, vor fi în procent de 70%. Dar cât de clară este legea ca să facă o diferență între o decizie dreaptă uh -huh. și abuz? Păi e foarte simplu. Atât timp cât tu nu poți justifica banii pe care îi ai sau îți intră în conturi, cu ce? cu anumite extrase din platformele de criptomonede, de exemplu. Dacă tu ai justificare pe ei, nu este niciun fel de problemă. Cu fruturașul de salariu, dacă ai justificare, nu este niciun fel de problemă. Cu dividendele retrase din firmă, dacă ai justificare, nu este niciun fel de problemă. Cu dobânzile, pe care le încasezi de la anumite instituții de bancare, da? Nu e niciun fel de problemă cu, a, cu acele titluri de stat. Nu este niciun fel de problemă. Dar în situația în care tu ești verificat, că poți să fii verificat și să justifici, dar dacă ești verificat și tu nu ai niciun document justificativ prin care să atești faptul pe, pentru care tu ai încasat anumite surse de, de, de bani în conturi, atunci trebuie să plătești acești 70%. De la 1 iulie, evident. Am vorbit deja de o grămadă de modificări fiscale. Cred că sunt foarte mulți oameni care își vor lua notițe, însă, care ar fi sfatul tău pentru cei care ne-au urmărit? Pentru cei care ne-au urmărit, sfatul meu, primordial, dacă îl pot numi astfel, este să consulte un expert contabil sau un consultant fiscal, să vadă dacă nu care cumva să încadrează în toate tipologiile de venituri, să își declare toate taxele și impozitele și să nu privească cu părere de rău sau o numesc așa cu răutate, toată această creștere de taxe și impozite. De ce spun treaba asta? Dacă comparăm cu toate celelalte țări ale Uniunii Europene, noi ca și stat suntem aproape paradis fiscal. Această creștere de taxe și impozite este tot în folosul nostru ca țară. Astfel că, părerea mea, având în vedere faptul că toată lumea a fost supraimpozitată începând cu acest an, hai să ne organizăm, hai să ne mobilizăm, să ne ajutăm unii pe ceilalți, că de fapt aici este povestea, și să învingem împreună, de fapt, toată această creștere de taxe și impozite. Cred că toate modificările astea fiscale, care cumva împovărează pe cetățean, dau un ajutor statului și echilibrează piața și economia încât la anul să nu vină o, o criză peste noi? Noi, de fapt, în momentul de față asistăm la o așa -să criză economică. Ăsta este și motivul pentru care asistăm la aceste taxe și impozite mărite, tocmai datorită faptului că avem un deficit bugetar destul de mare, comparativ cu anii anteriori. Și atunci... Ministerul Finanțelor Publice a considerat cuvinte cuvință să crească un pic aceste taxe și imposte. Cum spuneam, nu este neapărat o de văzut cu sens rău, sens negativ, atât timp cât uh, avem de-a face cu lucruri bune în țară. Dar uh, să supraimpozitezi la fel, nu prea sunt de acord cu această poveste. Dar, cum spuneam, este aceeași lege pentru toată lumea. Fix toată lumea trebuie să o respectăm și să ne plătim ceea ce avem de plătit mai departe către Ana. Ai vrut să închei într-o notă pozitivă și îți mulțumesc pentru asta. Îți mulțumesc pentru informațiile valoroase pe care ni le-ai oferit. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați rămas cu noi până la final. Mulțumim Concelex pentru locație. Vă aștept să interacționăm. Numai bine! Emisiune susținută de Hills Development, dezvoltatorul cu peste 10.000 de locuințe construite în București.